Hei, salutare fraților, eu sunt Cuza și tocmai începe noaptea târziu. Yeah. În sfârșit. Săptămâna aceasta o să vorbim despre acele persoane care sunt 100% apte de muncă, dar ele preferă, cum s-ar zice, să nu prea muncește. E mult mai ușor să întinzi mâinile. Îi vedem pe la semafor, pe după blocurile gri unde se strânghe majoritatea. Asta e una dintre cele mai vechi meserii, pe lângă alte meserii celebre pe care mai le cunoaștem noi pe aici, pe plaiurile noastre mioritice și nu numai. Așa că hai să înceapă episodul, zic. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Să vă zic și de ce am făcut acest episod. Acum vreo 3 săptămâni mă plimbam eu liniștit pe stradă și la un moment dat vine un tip de vreo 2x2, așa mare, musculos. Când am văzut că vine spre mine, prima dată am crezut că vine să-mi recomande vreo sală, că eu sunt firav, așa, slăbuț, să-mi dea vreo cutie de proteine, cadou sau eu știu. Când colo ăsta a venit să-mi ceară bani. Bă, și dintr-o dată așa bărbatul din mine a ieșit și a zis: băi, îmi cer rușine, mă, să cer bani. Du-te la muncă! Bine, n-am zis asta, vă dați seama. Mă bătea ăla, mă făcea fontiță. I-am zis că n-am și am plecat liniștit mai departe. Bă, și să fii cerșetor în ziua de azi nu e chiar așa ușor. Îți trebuie tot felul de aptitudini. Îți trebuie actorie, îți trebuie elasticitate, contorsionism, chestii de-astea. Tot felul de talente pe care noi oamenii de nu le putem avea și nu le dobândim atât de ușor. Spre exemplu, uitați-vă la domnișoara asta, cât de frumos se transpune în rol de bătrână. Mai că-ți vine să o angajezi la teatru. Apparently generous shoppers. One after another, we saw them dropping cash into her cup. On busy days, she averaged an amazing 50. Here she is, getting off a bus in Queens and hopping into a minivan. But it's a totally different looking woman that emerges when the van pulls over. Bine, mă, asta a fost așa mai de nivel înalt, cu tot pachetul, cu actorie, cu contorsionism, cu aplecări, cu nebunii, cu acting, cu voce schimbată, de bătrână, dar mai sunt și de așa mai simpluți, așa, și ascund doar un picior sau simplu. Ar fi foarte amuzant o situație de genul să vină unul cu o pancardă, bine, fără cap, că noi ne putem ascunde până și capul cu o pancardă mână să zică: ajutați-mă cu 20 de lei, îmi trebuie o operație neapărat, că din 2006 mi-am pierdut capul după nevastă mea. Avem un tutorial în versuri pentru voi care să vă ajute. Da, nu? Ai un văr mai mic pe acasă, e drăguț și mititel, dă-i un somnifer în gură și la semafor cu el. Dacă înțelegi ce zic. Ție-ți place să faci nani și vrei bani să-ți vină în dar? Dormi la colț cu o icoană și te faci miliardar. Ce dracu te duci să muncești așa că... Și m-ar mai fi una așa drăguțică. Dacă vrei să faci avere, tot ce trebuie să știi, de la oricine vei cere, trebuie să minți că ai copii. Și că n-au mâncat de o lună, că trăiți într-o cocioabă, că ești o persoană bună și tu nu vrei să tragi țapa. Adică e perfect normal. Și acum urmează tipologiile, nu? Da, șerifule, nu prea merge frățioare noaptea asta. Stai cu Little Miss aici. Salut, salut, salut! Salut, salut! Scuze-mă puțin, frățioare. Salut, salut. Salut, eu sunt Flavius de la Târgu Jiu. Pare bine. Frățioare meu, am și o mare rugăminte. Am fost și la București să mă distrez cu băieții, cu fetele. A fost super tare. Și vreau să mă întorc la Târgu Jiu și n-am bani de tren, mâncați așa cu tine, nu mai am baterie, uite și tu, e telefonul și de câți bani ai nevoie, zi, rapidă, mă gătesc. Frate, nu știu, 50 de lei de tren acolo, fratele tău ți-l trimite înapoi. Bine, fratele tău nu se pune problema, ți-l dă înapoi. Hai că ți-l dau. Mersi frumos, bosule, o țigară ai, bosule. O țigară. Dacă ai să-mi dai un foc, am să-ți dau o țigară, că nu am foc la mine. Da, frățioară meu, cum să-mi... Ce scurte să-mi... Bă! Bună seara! Bună seara! În numele Preasfințitului, nedeclarat Sfânt, viitor Sfânt, cu 7 zile în calendar, motive de chef și sărbătoare, Arsenie Boca. Așa.
vă rugăm să ajutați dumneavoastră cu cât puteți să cotizați la pentru restituirea casei memoriale a Arseniei Boca. Mi-am uitat portofelul în mașină, chiar îmi cer scuze, nu am niciuna domnul, Sfântul nostru Arsenie Boca vă va veghea asupra vieții dumneavoastră. Stai să mă caut. Sfântul Arsenie Boca care a făcut din piatră asfalt și din vin șampanie. Sfântul Arsenie Boca care face din Pariză. Uite un leu aici. Domne, vă bateți joc. Sfântul Arsenie Boca care vă veghea. Păi ce îți ajunge un leu? Cât vrei? Domnul meu. Domnul Fireal Dracu să dea mașina în tine și raba Fireal Dracu cu cancerul mătii. Ajutați-mă, n-am un picior și n-am cum să muncesc. Doamne, ajută-mă, te rog. Haide. Dumnezeu să-și dea sănătate și măicuța Domnului. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Ajutați-mă, n-am un picior și n-am cum să muncesc. Ajutați-mă. Ajutați-mă. Ce, hai mă, că vine miliția. Ce, unde, unde, ce? Acestea au fost tipologiile și de săptămâna aceasta, iar coverul amuzant e făcut după melodia lui Randy Visător. Și înainte să înceapă coverul, mulțumim ca de fiecare dată Kid Music și Famous Production pentru că ne-a oferit instrumentalul original, bineînțeles. Și la noi piesa se numește Sunt un cerșetor sau doar așa mai simplu, cerșetor și e foarte, 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 foarte tare. Ascultați! Noaptea târziu. Studio 66. Cum ar fi să te trezești cu prena des pe buze, să poți să tragi fără ca nimeni să te acuze? Hai spune-mi tu, cum ar fi să se descopere acum o pungă, oricât ai trage ce în ea tot să-ți ajungă. Hai spune-mi tu, cum ar fi să nu mai creadă lumea că sunt derbedeu și să le fie milă sunt decât un leu. Hai spune-mi tu, ce bine ar fi să-mi buletin, să pot să-mi pun banii pe card, să nu mă prindă ăștia de la Scotland Yard. Tu spui că sunt, spui că sunt un cerșetor, dar stai dumne așa, că asta-i strada mea. Cerșetor, vezi-ți de punga ta. Cerșetor, așa fac bani ușor, aha. Cum ar fi să nu-ți fie frică să te plimbi prin pat, dacă te văd cu un rucsac te-am agățat. Aha, pe bune, pe bune, serios. Cum ar fi să-ți lași mașina aici în zona mea, și de nu-mi lași parai să-mi grijă de ea. Hai spune-mi tu, să se cultiveze și când cer bani din Eminescu să citeze. Hai spune-mi, știi, un hoț mi-a zis că dacă vreau să fac averi pe bune, să merg la semafor să vând alune. Dar tot îi spun, îi spun că sunt un cerșetor, dar stai dumne așa, că asta-i strada mea. Cerșetor, de punga ta, cerșetor, sunt cel mai tare actor, am studiat să mor. Cerșetor, așa fac bani ușor, și cer, dar toată lumea cer, așa e cel mai bine. Cu mâinile întinse, am făcut averi, mașini și două vile. Picioare ascunse în vremurile astea grele. Greu, mă, tată. Eu nu reușeam să strâng atâtea lovele.
Episodul s-a încheiat și ca de fiecare dată vă reamintesc să nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like la pagina noastră de Facebook www.facebook.com/noaptea-târziu-vlog și să nu uitați să dați și un share, că bineînțeles ăla ne ajută și văd și prietenii și rudele și bunica și pisica și toată lumea. Vă pup!